Cadre ale poliției orașului Giurgiu au oprit aseară în trafic un tânăr în vârstă de 33 de ani din localitate, care conducea un autoturism pe drumul județean 705 de pe raza așezării mai sus menționate. Cu ocazia controlului, cel aflat la volan a prezentat un permis de conducere și o carte de identitate aparent eliberate de autoritățile din Polonia, cu privire la care polițiștii au avut suspiciuni că acestea sunt falsificate. De asemenea, polițiștii au stabilit că acesta nu posedă permis de conducere eliberat de autoritățile din România. În urma comunicărilor cu autoritățile din Polonia, polițiștii au stabilit faptul că permisul de conducere și carte de identitate prezentate pentru control sunt false, iar tânărul nu figurează ca deținător de permis de conducere în bazele de date ale autorității străine emitente. Cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub aspectul comiterii a două infracțiuni. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că tânărul respectiv a obținut în mod fraudulos cartea de identitate și permisul de conducere, motiv pentru care în cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și uz de fals, iar față de bărbatul respectiv a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Polițiștii vor continua cercetările în acest caz sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Orăștie pentru documentarea întregii activități infracționale și vor fi dispuse măsuri legale. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul din Giurgiu riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 3 ani.